la Despre Afaceri cu Sergiu Diaconu, emisiunea care îți dezvăluie secretele succesului în lumea afacerilor. Banii mari se fac simplu, banii mici se fac greu. Fii cu noi în fiecare vineri de la ora 17, numai la Radio Zoom 2. Ascultă-ne și află cum să-ți duci afacerea la nivelul următor. Când tu deja ai văzut că tu poți să faci ceva bine, multiplică ceea ce tu deja știi să faci bine. Atât de simplu. Hai să facem afaceri împreună! Vă salut cu drag, ascultători ai stației noastre, Radio Zoom 2, pe frecvența 91.1, muzica anilor 2000. Vreau să reamintesc că această emisiune este ode aduse antreprenorilor din Republica Moldova. Susțin odată că această țară, țărișoara noastră, mioritică, frumoasă, se ține pe umerii antreprenorilor. Noi vedem în fiecare zi rodul muncilor, rodul eforturilor lor, însă noi nu-i vedem pe ei. Noi nu vedem procesele din spatele acestor rezultate, produselor bine făcute, a serviciilor bine prestate. De aceea, noi suntem aici în fiecare zi de vineri la ora 17.00 cu diferiți antreprenori care sunt invitații mei dragi, unde discutăm despre istoriile lor de succes, ce fac antreprenorii noștri ca să aibă succesul, prin ce provocări ei trec, cu ce probleme se confruntă, vorbim despre marketing, despre vânzări, ascensiuni și căderi. Cu alte cuvinte, găsești la noi toate răspunsurile legate de antreprenoriat. Astăzi o am ca invitat drag pe Victoria Gulpe, care este fondatoarea brandului Granulea. Victoria, bine ai venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Salutare, salutare. Salut. Cu drag! Știi ce vreau să te întreb? Că la mine în telefon tu ești scrisă ca Victoria Granulea. Așa, ca și la mare majoritate. Da. Vica Granola. Vica Granola, da, Victoria Granulea. Uite, puterea brandului, știi? Ai reușit să construiești un brand puternic, brand de produs puternic. Dar cum stau lucrurile cu brandul personal? Păi, ai deschis pagina mea de Instagram? Ba, firesc. Acolo, la Granolea, eu sunt fața brandului. Asta și-a fost inițial pus în plan eu să fiu asociată cu Granolea. Și odată ce cineva îi apare ideea ce să mănânce la mic dejun și dacă vrea cereale, primul gând care să-i vină, mă duc să iau de la Victoria Granola. Victoria Asta și-a fost asocierea, da. Granolea întotdeauna să fie asociată cu Victoria. Păi și la un moment dat tu probabil o să vrei să produci și, nu știu, poate alte produse, alte branduri, dar e să rămâi cu Victoria Granola. Sau, știi, de multe ori când intri în afaceri, tu pornești la drum cu o viziune foarte clară până unde vei merge cu această afacere. De exemplu, eu de multe ori începeam afaceri știind foarte clar că într-o perspectivă de 3, maxim 5 ani de zile eu această afacere voi vinde. Nu mă atașez foarte mult de asta, deci afacerea este ca orice alt produs, se cumpără și se vinde. Da, există o oportunitate, de ce să nu faci uz de ea. Și atunci imaginează-ți că tu la un moment dat vei crea alt produs sub umbrela companiei actuale. Sau vei vinde produsul actual, da, și vei crea un alt brand. Dacă să presupunem pragmatic că asta ar putea să se întâmple, vă spun una cu siguranță, că Granolea va rămâne întotdeauna proiectul meu de suflet. În inimioara ta. Absolut și categoric. Nu exclud faptul că o să lansez și alte afaceri, pentru că mă simt foarte bine în ceea ce fac eu. Deci eu cam întotdeauna am simțit că vreau să merg pe calea asta, pe calea antreprenoriatului și anume în concediu maternitate am luat decizia asta. La birou nu revin mai mult și cu siguranță simt că ceea ce fac eu îmi place foarte mult, așa că așteptăm proiecte noi și dezvoltare continuă în această direcție. Înțeleg foarte bine. Uite, știu că ai doi copii frumoși. Ai rolul și de mamă și de antreprenor. Mai știu că ai finalizat UTM-ul nostru. Da. Deci ești de specialitate IT-șnic. Da, cum spun la noi. Da, noi avem SMM și IT-șnici. Știu că ai făcut masterul în Germania. Uite, te las pe tine să pronunți cum se numește universitatea, că eu o să-mi stălcesc limba. Eu am făcut facultatea, masterul la Julius Maximilian, este în Würzburg, în Germania, dar facultatea e Wirtschaftsinformatik. Deci, știți cum la nemți marea majoritate a cuvintelor sunt compuse din două. De exemplu, o mănușă ar fi handschuhe. Hand este mână, schuhe este încălțăminte, deci este o încălțăminte pentru mănușă. Handschuhe este mănușă.
Așa și aici. Shu e shu, ca în engleză. Shu. Exact, da. Wirtschaft informatic, Wirtschaft este economie, informatică este informatică. Okay. Spune-mi, te rog, Ete, tu la un moment dat ai ajuns la ideea de a face granola. Da. Prin câte idei ai cernut tu până ai ajuns la anume la nișa asta și de ce te-ai oprit anume la acest domeniu? Pentru că am avut eu necesitate în asta, în primul rând. Uh-huh. Eu am ieșit pe piață și am început să caut ceea ce am eu nevoie și nu am găsit. Dacă nu am găsit eu și fiind în concediu maternitate și având strictă necesitate să introduc în alimentația mea o granolă cu o listă curată de ingrediente și în momentul în care eu nu am găsit-o și o am nevoie pentru mine, păi eu fac mai mult decât un cuptor atunci. Să aibă acces la ea mai multă lume. Dacă o consum eu sănătoasă și ofer copiilor mei, de ce nu acest un hobby să-mi aducă și un venit adițional pe lângă asta. Ok, dar te-ai gândit și la alte idei de afaceri sau punct ok, punct lovit, din prima? Din prima. Ok. Care este procesul tehnologic în general? Eu ca consumator chiar sunt curios cum se naște granola, ce ingrediente tu pui acolo și eu te aud de foarte multe ori, spui că este sănătos. Ce ai în interiorul acestui produs, da, de are acest statut de produs sănătos? Deci, la baza granolei, fiecare tip de granolă, la bază, are fulgi de ovăz, care este însoțit de un mix de nuci, semințe, fructe deshidratate, deja în dependență de tip, avem fie ciocolată sau nucă de cocos, de exemplu. Un mix de nuci care sunt grăsimi sănătoase pentru organismul nostru, care sunt foarte benefice și ne menține într-o stare sănătoasă organismul nostru, sunt migdalele, nucile caju, alunele de pădure și pe lângă asta nu au adaus de zahăr sau alți aditivi sau conservanți care poate pe de o parte să îmbunătățească aspectul, pe de altă parte să-i prelungească termenul de valabilitate. Noi nu avem adausurile astea și nu ducem cu mierea naturală, ceea ce este foarte important. Ok, hai să vorbim un pic despre cum tu ai construit brandul. Anume, mă refer aici nu la brandul personal, la brandul produsului, fiindcă de multe ori în mentoratul de afaceri pe care îl fac eu pentru antreprenorii de la noi și din afara țării, în ultima perioadă, apropo, foarte mult lucrez cu diaspora, am fost acum în Marea Britanie, am avut 2 zile de workshop de afaceri cu antreprenorii noștri din Londra și din Northampton. Foarte coagulați, foarte faini, frumoși, mereu învață, mereu umblă la evenimente de dezvoltare personală, deci am rămas super fascinat. Și chiar și acolo unii m-au întrebat cum se construiește un brand a unui produs ca să-l faci credibil, ca oamenii să aibă încredere în acest produs. Cum l-ai construit tu pe al tău? Ce valori ai pompat tu? Fiindcă noi înțelegem foarte bine că un brand nu înseamnă doar un produs, un brand înseamnă cu un set de valori care sunt pompate în acest produs, care trebuie în mod normal să rezoneze, da, cu inimioara consumatorilor tăi. Cum l-ai construit tu? Ce ai făcut tu de a devenit așa de repede binecunoscută? Deci, fiind în domeniul IT, eu știu foarte bine cum este construit un proiect. Okay. Și eu, inițial, asta a fost ca un hobby, care după asta eu deja am pus pe foaie și am început a planifica granoleia ca un proiect. Ca în domeniul IT, cum sunt toate proiectele, care începe cu o planificare, care urmează cu o coordonare, control, etc. Deci ăsta este un proces întreg. Și eu l-am repartizat în sprinturi, de exemplu, cum este IT-șnii și dacă o să mă asculte o să înțeleagă ce este un sprint. Și respectiv am început același proiect care era un trecut, care țineau de experiența mea, aceeași metodologie, toate cunoștințele care le-am avut eu până acum, le-am aplicat în proiectul Granoleia. Dacă să vorbim despre aspecte pragmatice, de exemplu, eu am înțeles de la bun început foarte bine un lucru, că trebuie să am resurse financiare ca să cumva să compenseze lipsa unui venit constant. Pentru că asta totul se continuă să reinvestești tot ce ai. Trebuia să am susținerea partenerului meu de viață și care se leagă în direct cu aspectele emoționale, pentru că într-un business sau într-o afacere nu este numai despre nu numai despre planificare, nu numai despre toate atributele astea care țin de un manager, de exemplu, dar este vorba și de creativitate.
Adică trebuie să ai o idee, să faci ceva care să-ți hrănească entuziasmul. Dacă nu-ți hrănește entuziasmul, asta o să moară, pur și simplu. Ok. Și eu cu asta, zi de zi, am... Deci, știi cum se spune, când îți găsești misiunea ta și când găsești să faci ceea ce îți place, nu mai este o zi de job. Tu faci asta pentru tine o zi, fiecare zi, o zi fericită, că tu faci ceea ce îți place ție. Ești una din acei norocoși care business-ul și hobby sunt doi în unu. Tu vorbeai mai devreme despre resurse financiare. Știu că tu ai avut experiența fondurilor locale, dar ai fost, ai accesat fonduri de finanțare până acum. Da. Poți să ne spui un pic despre ce este vorba? Cum ai aplicat tu? Dacă poți să ne spui un pic despre acest proces, fiindcă este un subiect interesant mai multor ascultătorii noștri, care probabil o să-ți asculte recomandările și vor aplica la fel. Da, noi suntem susținuți de UN Women Moldova, care acordă granturi și finanțări întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, noi participăm cu Granola la târgurile locale și la Camara Fest, conducătoarea, coordonatoarea târgurilor, Diana Crudu, ne ajută și permanent ne împinge și ne dă informația asta de unde o putem accesa, cu toate că este foarte multă informație ca tare și multe granturi și multe finanțări. Pur și simplu lumea nu știe despre ele. Lumea nu știe unde să le caute, lumea nu știe unde să le acceseze și acolo este vorba și de puțină birocrație și poate marea majoritate am observat eu când încep chiar și în antreprenoriat, de exemplu, este cineva cu un produs, Victoria, ce să fac mai departe? Ai nevoie de actele astea, astea, astea? Și când au auzit de toate actele astea, îmi spune, oh, no, mersi, nu e a meu. Și fix așa ești vorba de în privința unui grant, sunt foarte multe documente și aici deja nu este atât de simplu. Trebuie să ai și un business plan, trebuie să ai și un raport financiar, trebuie să știi ce o să întâmple, ce vânzări o să ai peste 3-5 ani, adică aici deja trebuie să ai mult mai multe informații, trebuie să înțelegi foarte bine ce faci ca să primești grantul ăsta și nu e atât de simplu. Apropo de business plan, uite, ai spus un lucru care îl aud foarte rar la antreprenorii noștri, fiindcă oamenii cumva se apucă intuitiv. Chiar astăzi am avut, vreau să spun două case-uri, astăzi am avut întâlniri cu un antreprenor care mă sună și zice, Sergiu, te rog frumos, dă să ne întâlnim măcar pe un sfert de oră, vreau să-ți vorbesc. Și noi ne-am întâlnit, evident că, cum am și intuit, moralul la pământ, da, demotivare totală, foarte obosit, epuizat psihic, fizic. Evident, omul are 4 business-uri, știi? Și atunci eu deodată îl întreb, care din business-urile astea tale este în flota asta ta de afaceri? Uh-huh. Care este corabia principală care pe tine te hrănește, celălalt te hrănește? Și el zice, uite, asta. Și celelalte sunt pentru tine surse de stres? Da, închide-le. Păi cum? Nu, eu sunt așa atașat. Închide-le. Deci oamenii nu vor să... Și unul din ele, de exemplu, îmi spune, uite, am investit 13.000 de euro în business-ul ăsta. El mi-a povestit un pic despre el și eu văd că este o afacere, de fapt, fără perspectivă, în care s-a băgat foarte mulți bani. Și eu întreb, tu, înainte să faci această investiție, ai testat un pic piața? Tudor, ai văzut că pe piață nu există un jucător pe domeniul în care tu ai investit și cu siguranță tu înțelegi că există un motiv, doar nu crezi că doar ți ți-a venit ideea asta și dacă pe piață asta nu este, înseamnă că uite, tu ai venit primul și ai să faci primul milion. Dacă ceva nu este pe piață, înseamnă că nu există piață pentru acel ceva. Și am întrebat, tu ți-ai făcut un plan de afaceri sau măcar un model financiar? Apropo, vreau să spun ascultătorilor noștri care este diferența dintre un plan, un plan financiar și un plan de afaceri. Un model financiar sau între un model financiar și un raport de venituri și cheltuieli. Hai să simplific un pic. Da, diferența dintre un model financiar și raportul de venituri și cheltuieli. Modelul financiar este documentul cu cifre prognozate. Da, deci este o viziune până când neconfirmată. Cum vezi tu cifrele în următoarele, de exemplu, 3 ani de zile? Iar raportul de venituri și cheltuieli are exact aceeași structură,
doar că el conține deja cifre concrete de facto, care sunt deja confirmate. Asta este. Și de multe ori oamenii nu au timp să facă, de exemplu, un plan de afaceri sau nu știu cum. Și atunci ori îți iei un consultant, da? Sau dacă nu ai bani, I don't know. Internetul azi e plin de foarte multe lucruri, deși eu nu știu încă milionar care s-a făcut milionar pe videouri din YouTube. Dar cel puțin ia și fă un model financiar, fă o prospecție financiară, ca tu să vezi unde tu ești până la urmă. Și atunci el zice, nu, eu nu mi-am făcut, am făcut-o cumva pe intuiție. Aici noi vorbim de 13.000 de euro. Dar zilele trecute, cu mine a luat legătură în Instagram un antreprenor de-al nostru, dar stă în diaspora de mai mulți ani, și îmi spune, uite, vreau să deschid o afacere și am nevoie de ceva consultanță. Și eu întreb, ok, ce afaceri tu vrei să deschizi? Păi vreau să deschid un restaurant în Londra. Zic, care este aproximativ investiția? Păi începe de la jumătate de milion de lire. Zic, ok, tu ai experiență în afaceri. Păi am fost cumva manager de restaurant și șef într-un restaurant de acolo. Și atunci eu zic, tu îți explic că este o mare diferență dintre a fi șef sau manager într-un restaurant străin, unde tu nu cunoști toate dedesubturile, tu nu ți asumi niciun risc, nici financiar, de niciun fel, versus să investești ale tale jumătate de milion de lire, neavând experiență în gestionarea unei afaceri, în a angaja oameni, în a crea procese, în a face prospecții financiare, a te ocupa de marketing, de vânzări, da? De a coagula echipa într-o misiune. Tu ai vorbit mai devreme dintr-o misiune. Știi, și atunci eu îi spun, uite, este decizia ta, sunt banii tăi, dar dacă tu neapărat vrei să rămâi în Horeca, pe zona asta de food, atunci deschide o prăvălie mică cu o investiție, nu știu, de 20-30 de mii de lire. Testează, întâi învață pe un business mai micuț cum să gestionezi oamenii, ce înseamnă o livrare, ce înseamnă un retur, ce înseamnă o plângere la instituțiile abilitate că produsul tău este alterat. Dar cum tu faci crisis managementul, cum tu începi o afacere, cum o gestionezi și cum tu o scalezi. Și deja pe baza acestei experiențe tu treci la o investiție, de exemplu, deja de 100 de mii de euro, după care la una de 200 de mii de euro. Știi ce s-a întâmplat? Parcă m-a înțeles și a zis că o să se duc să se gândească la o alternativă. Cum ai făcut tu asta? Tu ai testat sau deodată ai intrat în pâine? Îți spun eu, când am vrut să intru în project management în IT, când a revenit din Germania, am trimis CV-ul în cele mai mari companii. Eu eram sigură că eu o să fiu, neavând experiență. Același lucru care l-ai spus tu, mi-a spus mie o doamnă, când am vrut eu să mă angajez într-o companie mare de IT ca project manager, îmi spun, Victoria, tu nu ai experiență să fii un project manager, sunt proiecte foarte mari. Nu că eu o să pot, eu știu, eu o să pot, eu am toate calitățile, sunt perseverentă, o să pot și punct. Nu, Victoria, îți spun ce trebuie să faci tu. Să ai un proiect mic, de 3 luni, să-l duci cap-coadă, ca tu să înțelegi cum este el structurat, ca tu să înțelegi toate procesele astea, experiența dintr-un proiect mic de 3 luni, după asta o să iei un proiect mare de 2 ani și atunci tu o să poți, dar acum nu. Și eu atunci am ascultat-o și exact asta am făcut. Am luat proiecte mici, respectiv, e fix aceeași istorie cum ai spus-o tu acum despre exemplul antreprenorului ăsta care a fost acum. Da. Exact. Ok, dragii mei, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurt timp. Pe curând! Publicitate la Zoom 2. Energizează-te cu RoBoost, alegerea perfectă pentru un stil de viață sănătos. RoBoost îți oferă o explozie de energie și îți sporește activitatea mentală și fizică, indiferent de locație, birou, universitate, sală de sport, în mașină sau pur și simplu te relaxezi acasă. RoBoost îți oferă energia necesară pentru a finaliza sarcinile cu succes. Savurează 4 gusturi intense, aromate, delicioase și naturale de la RoBoost.
Энергизатор 100% на 25 мая, 19 часов. Национальный дворец Николая Сулак. Пианист и композитор Марк Осельский возвращается на сцену с новой программой «Контрасты» вместе с друзьями. Адриан Урсу, Юан Раце, Кристина Пентелия, Нота Найдл, Кости Бурлаку и Корина Цепеш. Билеты на iTickets.md. Партнеры «Инвесткредит», «Артизана Фэшн», «Вера Черамика», «Клиника Стайлдент». Publicitate la Zoom 2. Radio Zoom 2. What's this? Music of 2000. Am revenit în studio. Vorbeam mai devreme despre cum ai fost îndrumată să testezi lucrurile, da, în project management în IT și că aceste cunoștințe le-ai aplicat în carcasa acțiunilor tale în business. Da. Dar cum ai testat tu preferințele consumatorilor? Cum știai că, uite, că o să se pornească? Fiindcă de multe ori știi cum pasiunea e pentru noi, dar produsul este pentru consumator. Da. Vă spun cum. Vă spun. Puteți și repetați, că o să aveți succes. Dacă am putut eu, o să puteți și voi. Vândut. Sold. Ok. Deci inițial am testat foarte multe tipuri. Erau vreo 14-15 la număr. După care le-am numerotat, am făcut testere, am luat foarte multă lume, cunoșteam, nu cunoșteam, cunoștințe a cunoștinților de a cunoștinților. Am făcut foarte multă granola, le-am numerotat de la 1 la 15. Lumea nu știa ce conține granola asta, nu știa ce fel de nuci, mi-era important după gust și calitate să-mi spună care îi place cel mai mult. Deci asta a fost un customer development, eu am testat pe foarte multă lume cei ce place lor. Ca și în IT, când faci un proiect, tu îl testezi și doar după ce îl testezi, tu îl dai în development, deja îl lansezi. Fix așa și aici. L-am testat, am spus că am nevoie de 4 tipuri din astea. 15, tu mi-alegi 4. Din astea 4, am făcut un average, o medie și am ales astea 4 cu care am ieșit pe piață. Ok. Cum tu ai făcut... Deci mă interesează structura prețului. Deci tu ai calculat ține costul, da, și markup-ul, marginalitatea. Cum tu ți-ai calculat-o în general? Fiindcă știi, de multe ori, ceea ce eu văd la antreprenorii noștri este pun mai ieftin cu 50 de lei decât la vecinul și deși există așa noțiune în business ca managementul ține costului, unde, ok, vecinul tău are un ține cost, tu poți ai un ține cost mult mai mare, deoarece poate el cumpără volume mult mai mari și are reduceri de la producători mai mari. Respectiv, cum ai făcut-o tu? Hai să vedem dacă și acest lucru l-ai făcut ca la carte. Hai să încercăm și să-mi spui până la urmă dacă am făcut-o bine sau ești nu. Ești la examen azi, știi. Deci, eu în antreprenorial, sincer, mă simt parcă fac universitatea la fără frecvență. La mine e examen la fiecare trimestru. Deci, uite, sunt cheltuieli directe, sunt cheltuieli indirecte. În cheltuielile directe am pus materia primă, ceea ce ține de nuci, ovăz, etc. Sunt cheltuieli indirecte, în care noi includem atât salariul lucrătorului, salariul contabilului, adică tu asta deja, chiar dacă tu o faci acasă și tu nu ai contabil, nu achiți un spațiu comercial, nu ai un angajat, nu ai alte cheltuieli indirecte, care dacă tu nu le ai acum, tu o să le ai pe viitor. Și dacă tu nu iei în calcul asta acum, tu o să ai de pierdut pe viitor. Și dacă tu te gândești că în 3-4 un an o să ieși pe piață, atunci tu o să ai nevoie de un salariat care pui cheltuielile pui suma asta la cheltuieli indirecte, un salariu, arenda spațiului, contabilitate, servicii de marketing, etc. Astea le calculezi foarte bine, chiar și cheltuielile de lumină, apă, absolut toate cheltuielile astea indirecte, ele trebuie spuse în calcul, plus la asta. Ceea ce eu am observat că mulți omit și în momentul în care ies pe piață și pun mâinile în cap de taxele care trebuie noi să le achităm, astea tot trebuie inițial calculate. TVA-ul, impozitul pe profit, etc., care de asemenea sunt incluse în prețul ăsta, eu cred, să-mi spui dacă am făcut corect, așa se calculează corect prețul. Da, este ceea ce ai spus tu, cheltuieli și costuri, este diferență dintre cost și preț sau cost și cheltuială. Ceea ce ai spus tu, tot se încadrează în raportul de venituri și cheltuieli, se numește COGS, Cost of Goods Sold.
decât tot ce intră în sine costul produsului. Vreau să te întreb, unde tu, deci ai un limbaj foarte antreprenorial, da? Ai o logică antreprenorială și presupun că undeva înveți, undeva ai învățat, cum tu te dezvolți, ce faci tu ca să-ți menții cunoștințele actuale pe zona de business? Te urmăresc pe tine. Oh, cam am, n-am spus asta. Da, da, mersi. Asta a fost tare. Sold. Da. Ce avem aici? A căzut telefon. Okay? A căzut un telefon. Noi nu avem asigurare la telefon. Da. Ok, chiar sunt curios unde înveți, fiindcă eu fiind mentor de afaceri, mă interesează foarte mult ce fac antreprenorii noștri, de unde își iau inspirația, de unde își iau cunoștințele, cum le aplică. Deci eu în primul rând ascult și iau în considerație opiniile și ascult ceea ce zic cu mare atenție oamenii care au vise mult mai mari decât mine, care văd mult mai larg decât mine, care sunt pe o scară mult mai largă decât mine. Asta nu mă împiedică și nu mă stopează cumva să ajut persoanele care au nevoie. De exemplu, spre spun cineva are mai puțină experiență ca mine, sunt open mind, ajut, comunic, deschid și fac socializare cu cea mai mare plăcere. Dar ceea ce am eu nevoie și pe viitor eu iau de la oamenii și urmăresc oamenii, îi ascult și încerc să mă dezvolt pe orizontală ca ulterior să scalez, altfel nu am cum să scalez afacerea dacă nu o să mă dezvolt eu în primul rând și prin propria educație o să pot să scalez afacerea, altfel nu o să poată exista. Știi, eu de multe ori spun celor care umblu cu sfaturi și cei care ascultă sfaturile, dar și sfătuitorii, fiindcă știi, de multe ori spun în engleză the talk is cheap și dacă tu îți dorești cu adevărat să crești și îți dorești să știi o opinie dintr-o parte a unei terțe persoane, fiindcă noi de multe ori fiind în afacerea noastră ne fierbem în acest borș fiind în interiorul lui și noi nu vedem foarte multe lucrări se întâmplă în jurul nostru, știi cum se spune, cât mai aproape ești, cât mai puțin vezi. Și atunci recomandarea mea este întotdeauna că cere sfaturi de la cei care deja au ceea ce tu îți dorești să ai. Dacă tu vrei să ai 1 milion, consultă-te cu milionarii, nu cu cumătra, fratele, sora, mama, tata, care toată viața lor au stat pe un salariu de 5-10 mii de lei, care îți dau sfaturi toxice de genul, îi prind piața de așa exact. Ceva, dar nu-ți trebuie ți-o mii de ani, mai bine decât să riști, stai pe Italia 500 de euro pe lună în cel mai bun caz, dar fără riscuri, dar e stabil. Dar astea sunt convingerile lor limitative care încearcă să ți le asume ție și deja ține de tine, tu le faci asta sau nu, dar cel mai, poate straniu fapt, dar am observat eu cu lumea, este frică să întrebe, este frică să se apropie și să-i spun, de exemplu, uite, tu ai reușit, hai spune-mi, cum ai făcut tu asta? Nu, eu spun că nu se poate așa, nu, cum a făcut el, nu cred că a făcut el, mama, tata, l-a ajutat, nu știu ce, nu. Dar să vină să-mi spună, Sergiu, pe cont propriu, tu ai reușit singur să faci asta, seriously? Dă-mi să faci și mie, vreau și eu așa. Uite, poate nu se primește și mie. Au frica să întrebe și au frica că poate n-o să primească răspuns. Dar tu încearcă. Sunt total de acord, chiar foarte bine ai spus, deoarece noi, antreprenorii, de multe ori suntem dornici chiar să ne împărtășim grijile, succesul, calea pe care am parcurs-o noi, ca până la urmă asta este moștenirea noastră. Și eu întotdeauna am crezut că cunoștințele sunt acel element care trebuie să circule și obligația noastră este să da to pay it forward, să dăm mai departe, deoarece noi doar nu ne-am născut cu aceste cunoștințe, noi tot le-am primit de undeva și cei care spun de obicei că self-made, m-am făcut singur pe mine, deci eu cred că este, nu este niciun neadevăr mai neadevăr decât acest neadevăr, fiindcă tu de când te-ai născut înveți de la mama, după care înveți de la educatorii din grădiniță, după care profesorii din școală, după care profesorii la universitate, nu? Tu citești cărți, ai mentori, umbli la cursuri. Cumpărătorii pot să dea foarte bune insight-uri, da. De la care tot înveți. Și atunci tu nu poți spune că ești self-made, deci tu ai fost ajutat de cineva, respectiv noi cei care am parcurs deja acest drum. Obligația noastră este să transmitem aceste cunoștințe mai departe, de aceea eu vreau să vă încurajez, dragii noștri, ca ascultători, că dacă aveți
sau aveați până acum această frică de a vă apropia de antreprenori, de a le cere, nu neapărat recomandările, fiindcă nu toți antreprenorii sunt experți în, neapărat în domeniul celui care întreabă, dar cu siguranță poate împărtăși anumite lucruri din interior sau cel puțin anumite recomandări unde să mergi și unde să nu mergi, fiindcă noi de obicei făceam înainte la clubul nostru de discuții exact acest lucru, unde toți veneau și erau toți experți, fiecare în domeniul lui, cineva în contabilitate, cineva în marketing, cineva în vânzări și toți își împărtășeau această experiență și eu mă uitam cu câte sete oameni sunt gata să-și împărtășească viața lor antreprenorială, mai puțin privată, ceea ce este firesc. De aceea chiar vreau să încurajez pe cei care ne ascultă să întrebe de antreprenorii noștri. Ceea ce însă vreau să punctez din ceea ce ai spus tu, da, există o oarecare coerență în ceea ce face antreprenorii, ce există un algoritm, da, și nu întotdeauna oamenii care pe noi ne înconjoară sunt interesați de ceea ce credem noi că ei sunt interesați. Atât, de exemplu, mie mi-a plăcut, nu țin minte cine a spus, Sylvester Stallone, pare-mi se într-un podcast nu de mult, că în realitate pe nimeni nu interesează diploma ta de la universitate sau de la colegiu. Pe nimeni nu interesează neapărat cunoștințele pe care tu le-ai obținut acolo, fiindcă în ziua de astăzi obiectivul poți însuși orice profesie timp de 2-3 luni de zile. Așa este noua noastră realitate post-COVID. De ce este însă importantă această diplomă? Din cu tot, ea este importantă, dar cum se vede, dintr-o cu tot o altă perspectivă, unde potențialul tău angajator vede că tu ai terminat colegiul, asta înseamnă că tu ai dus ceva până la capăt. Deci contează foarte mult. Exact. Ai început și ai dus până la capăt. Doi, că ai fost persistent, adică ai fost coerent și ai făcut o mișcare zi de zi, timp de mai mulți ani de zile. Asta este semnal pentru potențialul angajator că tu ești long runner. Dacă poți iei o cursă și să o alergi pe o perioadă lungă de timp. Asta este pentru angajatorul tău un semnal că tu ți-ai asumat anumite lucruri, deci tu doar ți-ai asumat să duci, să înveți, să dai examene, să faci lecții extracurriculare și să duci până la capăt. Responsabilitate, știi? Și mi-a plăcut foarte mult această perspectivă nouă. Chiar, știi, nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta, fiindcă ea este chiar adevărată. Poate nu întotdeauna, în domeniul IT știu foarte mult, iarăși eu cu domeniul meu, dată IT-șnici să mă susțină, am creat. Foarte bine. Pentru că în domeniul IT chiar știu foarte multă lume care are foarte mare succes în ceea ce fac ei și nu au avut în primul semestru de la facultate, gata, I'm out, pentru că s-a dezvoltat extra și nu are el nevoie de diploma asta de la facultate, cum aș fi avut-o eu atunci, de exemplu. Da, eu am două facultăți și am frecventat și MBA-ul și nu pot să zic că m-am făcut mai deștept sau îmi trebuie neapărat sau îmi prinde bine astăzi. Oricum, viața bate. Oricum, sunt careva caracterii sau atribute care le-ai asumat la pe timpul facultății, să te descurci când trebuie. O, da. Aici în antreprenorat tot așa, trebuie să descurci, trebuie să iei o decizie, cum și acolo, trebuie să-ți asumi. Tu ți-o asumi, așa cum este și acolo, pur și simplu este puțin diferit. Tu vorbeai mai devreme o temă foarte sensibilă și pe care o promovez în ultima perioadă foarte mult și anume mindset-ul. Da. Gândirea, în primul rând gândirea financiară. Noi avem toți anumite blocaje cu care noi luptăm practic în fiecare zi, care ne limitează, ne sabotează creierul nostru. Cum și dacă lucrezi tu cu modul tău de gândire? Iarăși o zic și o să continuu să o spun întotdeauna că o să pot să mă dezvolt doar prin propria educație, să continuu să înveț. Inițial, când nu am luat calea antreprenoriatului, eu deja eram pe Google, citeam ce înseamnă, eu habar nu aveam ce înseamnă TVA, habar nu aveam ce înseamnă un impozit, ce înseamnă un cash flow, un profit and loss, un terminește, era pur și simplu ceva... Cosmic. Cosmos. Eu terminește, pur și simplu, prima zi eu eram șoche și înseamnă asta și asta, cum? Și am început să citesc, mult să citesc și deja sunt, domeniul ăsta este foarte larg, unde ai învățat foarte mult. Dar l-ai ascultat pe Sergiu Diaconu, de exemplu, un reel, și ai auzit noțiunea de cash flow.
gata, l-ai căutat pe Google, ai văzut ce asta cashflow și ai implementat. Imediat în secunda 2 tu ți-ai creat, dacă tu nu ai știut despre asta, înseamnă că tu nu ai asta în compania ta. Înseamnă că tu în secunda 2 l-ai implementat. Tu l-a ascult pe Sergiu Diaconu într-o la radio, Zoom, de exemplu, și ai auzit noțiune de profit and loss, despre un raport financiar. Exact, da. Gata, în secunda 2 tu ai făcut un search pe Google și ai implementat în secunda 2 asta la tine. Asta am făcut-o eu. Am absorbit toată informația, absolut și tot ce am eu în notițe în telefon. L-am numit ca download și odată ce aud fie o expresie, fie o noțiune necunoscută pentru mine, eu notez și încerc să o includ permanent în discuția mea, fie cu cineva sau să o repet ca să întipărească în mintea mea. Vocabularului tău. Da, să o întipăresc în mintea mea, respectiv dacă nu știu cum se face raportul ăsta sau caut ceva, fac un search și implementez. Dacă nu implementez, nu antrenez, creierul trebuie antrenat permanent cu informații. Noi de multe ori vorbim cu elevii mei despre aceste bariere mentale pe care noi le avem și din păcate noi fiind în spațiul ăsta post-sovietic unde oamenii oarecum erau omogenizați și toți lucrau pe un anumit salariu, toți șablonați, da? Și ne vin anumite lucruri de acolo prin părinții noștri, prin părinții părinților noștri, anumite convingeri care ne s-au înșurubat și nouă în creier cu care noi lucrăm foarte mult. De exemplu, eu lucrez permanent cu psihologi, cu coach pentru a-mi surpa aceste limite financiare impuse de părinții mei, cum este, de exemplu, nu banii aduc fericirea, banul ochiul dracului, da, oamenii bogați sunt oameni răi, sunt hoți. Tatăl meu mereu spunea că copilul trebuie să aibă de toate, dar un pic să nu-i ajungă. A dracu convingere, știi? Până ziua de azi nu poți scăpa de dânsa. Știi? Despre ce convingeri tu știi? Iată, din astea limitative. Sau ai auzit? Sau cu care te confrunți tu? Hai să facem un mic workshop. Hai. Că am auzit de mai multe ori că o femeie nu poate să fie independentă financiar. Nu are cum asta e gravă. Să combină cum tu să fii mamă și tu încă să lucrezi, tu încă să fii independent financiar, cam o, nu poate. Da, am putut eu, să puteți și voi, credeți-mă. Super tare, ok. Ce alte convingeri limitative ai auzit tu? Cu cel drag poți trăiești în colibă, de exemplu, da? Cu banii nu poți cumpăra fericirea. Oh, come on. Poți, așa e? Cu banii îți cumpăr tot. Deci, cel puțin drumul, dacă nu cumperi senzația, ci sunt drumul spre exact. Această senzație, sigur o poți cumpăra. Sau ce ține că, de exemplu, un soț și o soție nu pot să lucreze împreună, să trăiască bine acasă, să trăiască bine la job, pentru că asta la noi este o afacere de familie și noi lucrăm cot la cot în fiecare zi. Soțul meu, când îl sun în fiecare zi, îmi spune, da, șefa, salut! Da, șefa, da, te ascult. Deci, noi foarte bine înțelegem ce este acasă. Este acasă, cum suntem noi la job, dar el este la job, când noi suntem la job. Și pot să combin foarte bine și asta. Și rolul de mamă cu antreprenatul, și rolul de soție cu antreprenatul. Puțin trebuie să găsești o balanță armonioasă în toate astea. Dar tot este. Știi, eu am descoperit o explicație anatomică a limitărilor noastre mentale. Noi avem trei creieri. Deci noi avem creierul reptilian care răspunde de instincte. Da? De exemplu, lovește sau fugi, da? Bate-te sau fugi, care răspunde de securitate, hrană, acoperiș deasupra capului, lucruri basic. A doilea creier, noi avem creierul emoțional, cel care răspunde de, hai să spunem, de plăceri. Da, de tot ce înseamnă expresia fizică a emoțiilor noastre. Ăsta este unul din motivele de ce oamenii care nu se dezvoltă ei se dedau plăcerilor, da? Fiindcă pentru a supraviețui, majoritatea oamenilor gândesc cu aceste două creiere, cel reptilian și cel emoțional. Pentru ei banii este egal mâncare, plăcere, băut, dormit și cam pe acolo. Basta.
Al treilea creier este neocortexul, care este mult mai tânăr. Deci neocortexul este partea logică a creierului nostru, are doar 2 milioane de ani. Pe când celelalte două creiere au 100 de milioane de ani, deci este firesc că ei sunt mai ancorate celelalte două, deci noi trebuie să luptăm cu cele două creiere. Și știi, este o modalitate foarte faină de a neutraliza cele două creiere și de a-l pune în valoare mai mult pe neocortex, pe creierul rațiunii și logice. Știi care? Care? Să înveți să nu iei decizii la emoții. Foarte corect. Chiar dacă emoția este una pozitivă, știi, când ești pe acest vibe, un val din ăsta super pozitiv, știi, când ești extaziat, nu trebuie să iei decizii acolo și nici când ai jos, deci cu semnul minus. La rece. La rece, deci trebuie să fii flat. Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care tu înveți să neutralizezi creierul emoțional și creierul reptilian, ei dormitează și atunci, da, întâietatea este în grădina neocortexului. Și uite, așa tu înveți să guvernezi aceste două, să le îmblânzești cele două creiere, anume pentru a lua toate deciziile la calm. Ori anume acest calm, acest echilibru în procese decizionale trebuie să fie caracteristic tuturor antreprenorilor noștri. Da, și pot să întreb dacă asta, să confirm și să întreb dacă are legătură cu inteligența emoțională. Inteligența emoțională este, de fapt, procesul de conștientizare a emoției. Fiindcă în momentul în care tu conștientizezi emoția... Dar tot te ajută aici, deci la capitolul ăsta. El te ajută, doar că conștientizarea, atunci când tu conștientizezi emoția, tu știi cum să o gestionezi. Știi, fiindcă emoțiile, noi avem doar emoții negative, pozitive și neutre. Noi fiind ființe foarte complexe, noi avem o palitră de emoții enormă. Ori anume această conștientizare, vezi că de multe ori oamenii încurcă când spun că inteligența emoțională este atunci când tu vorbești calm, da, ești zen, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, dar nu este chiar așa, fiindcă inteligența emoțională vine anume din rațiunea de a simți și a conștientiza propriile emoții, neutralizând-o din interior. Fiindcă atunci când tu păstrezi aparențele calmului, dar în interior la tine e vulcan, adică când se duce tot un ficat, asta nu este inteligență emoțională, asta este poker face clasic. Adică să nu încurcăm inteligența emoțională cu poker face-ul. Știi? Da. Dar aici ar fi ajutat persoanele care pot să iau decizie pe baza emoțiilor. Eu cred că să citească puțin în... să o ia pe calea asta, să citească ce înseamnă asta inteligența emoțională, ar ajuta, pentru că oamenii ar putea să nu știe cum să o facă. Așa el poate să creadă că așa e el, dar nu, tu asta poți iarăși să antrenezi în tine. Și așa o este. Carte ar putea să te ajute în asta, că este foarte multă literatură pe baza la asta, cum chiar să iai o decizie atunci când trebuie sau când nu trebuie sau ce să faci ca să poți. Da, fiindcă vezi că acum este și această noțiune de IQ emoțional. Adică nu doar cel logic, da, și de dezvoltare general, dar și IQ emoțional. Eu cred că în ziua de astăzi sunt câteva lucruri, din punctul meu de vedere, care țin de partea soft a personalității noastre, fiindcă asta este esențial. Noi fiind oameni sociali, da, pentru noi este foarte important să știm cum să interacționăm cu oamenii. Deci partea asta soft este cea mai importantă. Partea hard, adică tot ce înseamnă învățare, rațiune, asta totul poate fi învățat. Se învață. Dar partea soft este ceea ce funcționează acum cel mai mult. De acolo vine, de exemplu, și deja soft skills, noi vorbim foarte mult de soft skills, de inteligența emoțională, care din păcate tu ori o ai, ori nu ai, asta nu poate fi învățată. Asta este părerea mea personală. Consider că inteligența emoțională și tot ce înseamnă partea asta de soft skills, adică capacitatea de a naviga prin societate, comunicând eficient cu oamenii, ori o ai, ori nu ai. Hardul poate învăța oricine. Tu ce crezi despre asta? Da, cu siguranță. Ceea ce ține chiar de soft skills, chiar spuneai acum, eu chiar azi, vorbeam cu cineva în privința vânzărilor. Mi-a cerut un sfat, uite, vreau să lansez ceva altceva, m-a ajuns, te rog frumos, cu un sfat și am dat un insight și am spus în secunda 12 că
Nici nu mi-am dat seama că, uite, eu așa îți pot să-mi vând produsul, îți mulțumesc frumos. Și din prima zi de când lansezi sau faci ceva, cel mai important este vânzarea. Adică tu, asta din prima zi, tu începi să te vinzi din prima zi când îți lansezi proiectul, când îți faci personal branding, tot te vinzi pe tine, tu îți vinzi produsul, absolut peste tot este vorba de vânzare. Și vânzarea ține deja de comunicare. Dacă tu nu-ți place omul, tu nu poți comunica, tu nu poți fi empatic și nu ești un introvert și nu poți comunica, nu e a tău asta, nu te băga acolo că ai să te blochezi și gata. Nu e a tău. Și asta ce țin de soft skills, care noi spuneam. Da. Sau ai, sau nu ai. Nu ești empatic, nu poți vorbi cu lumea, nu poți să vinzi, nu te băga încolo și nu o vinzi. Știi, tu vorbești de vânzări, asta e muzică pentru urechile mele. Eu fiind om de vânzări, sunt mereu intuit, cum se zice. Și atunci am avut ieri o consultație la o companie unde proprietarul m-a lăsat unul la unul cu domnișoara sau doamna de la vânzări, știi? Și eu zic că vreau să ascult cum vinzi, știi? Și nu știu cum așa s-a primit, că în timpul ăsta a sunat-o un client și clientul o întreabă cât costă. Și ea zice prețul, nu mai țin minte cât acolo. Okay. Și clientul zice, mulțumesc frumos, o să mă gândesc și o să revin. La care ea zice, bine, reveniți, și pune receptorul. Zic, voi așa faceți vânzări? Păi, dar ce trebuie să zic? Că am întrebat prețul, i-am spus prețul. Știi? Noi vorbim despre soft skills, de inteligență emoțională. Și atunci, când vine, dar ea foarte mândră de fapt cum a procedat. Și atunci vine proprietarul și întreabă, ce crezi? Zic, sincer, da, e varză. Cum adică varză? Păi uite, asta nu e așa, păi cum poți spune omul, reveniți, mă mai gândesc. Reveniți, păi omul deja te-a sunat, închide tranzacția. El deja e pe fir cu tine, el te-a sunat. El a venit la tine, închide tranzacția. Găsește o modalitate, ce înseamnă? Cât costă, ok, clientul a spus că mă gândesc. Dar tu poți să-i spui, doamna sau domnul, cum vă cheamă acolo, dacă tot m-ați sunat, haideți să vedem ce altă informație aș mai putea eu să vă ofer ca procesul ăsta de gândire sau de echilibrare a deciziei să puteți să luați cea mai bună decizie pentru dumneavoastră. Deci se poate așa de comunicat. Da, și sunt foarte multe scenarii care pot fi făcute, da, scrise, da, ca să fii mai apropiat consumatorului. Noi, anume de atâta, noi deja legendarul nostru curs de transformare, booster. Noi până acum nu am lucrat foarte mult în primul rând cu tot ce înseamnă mindset, gândire financiară. Noi lucrăm foarte mult la el, la curs cu gândirea financiară și pe zona de vânzări. În general, vânzările și marketing e cea mai mare parte a cursului și nu întâmplător, fiindcă eu am ascultat foarte mulți oameni cum vând. În primul rând, vânzarea prin manipulare, ceea ce e trash total în ziua de astăzi. Oamenii continuă să manipuleze cu clientul și atunci clientul când cumpără pe moment fiind manipulat sau pe emoție, adică de multe ori vânzătorii sunt vânzători scusiți care creează o emoție cumpărătorului, cumpărătorul cumpără pe această emoție, se duce acasă, se calmează și înțelege că a fost fraierit și nu mai are nevoie de și atunci ce se întâmplă? Sună și își cere banii înapoi. Și atunci, iată așa apar recenziile proaste publice, tu nu vrei să-i dai banii, ea îți duce, depune plângeri și ea este haterul numărul 1. Dar de ce să nu faci din start? Fiindcă eu întotdeauna spuneam că tu nu trebuie să vinzi din start. Sarcina ta ca om de vânzări este să vinzi prima bună impresie. Tu trebuie să vinzi impresia bună pe care tu o lași, da, în raport cu compania ta, în ochii consumatorului. Fiindcă dacă el nu cumpără astăzi, deloc nu înseamnă că nu o să cumpere mâine. Și dacă tu îi lași impresia bună, ea mâine poate revine cu prietena. Știi? Cum vinzi tu? Iată, eu înțeleg că la tine e un pic diferit, deoarece tu ești pe raft. Da? Dar am fost și online, că nu am fost pe raft. Și am fost întotdeauna foarte aproape consumatorului. Avantajul meu, fiind fondatoarea la Granoleia și am fost foarte aproape consumatorului, din foarte mulți consumatori mi-au devenit prieteni, vreau să zic, pentru că am avut o relație foarte strânsă cu fiecare. Nu era o zi să nu livrez granola și nu schimb două cuvinte, să o întreb. Dar cum îți place? Dar știi cum să o consumi? Știi cum să o păstrezi? E ok? Ce ai vrea să schimbi? Poate pe viitor? Deci cât mai multe informații și de la fiecare consumator aflam informații și încercam să înțeleg ce e ce vrea el și ce e ce mai important pentru el.
Ok, dragilor, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, revenim în curând. Publicitate la Zoom 2. Energizează-te cu Row Boost, alegerea perfectă pentru un stil de viață sănătos. Row Boost îți oferă o explozie de energie și îți sporește activitatea mentală și fizică, indiferent de locație, birou, universitate, sală de sport, în mașină sau pur și simplu te relaxezi acasă. Row Boost îți oferă energia necesară pentru a finaliza sarcinile cu succes. Savurează 4 gusturi intense, aromate, delicioase și naturale de la Row Boost. Energizatul 100% natural. Înțelegem cât de important este să ai locuința ta, de aceea, în ciuda greutăților, vom munci și vom reuși ca tu și familia ta să primești apartamentul dorit. Cu doar 4.000 de euro avans, devino acum proprietar în cartierul Cluj din Chișinău. Locul perfect pentru trai sau investiții. Oferta este limitată. Sună acum la 022-855-196. Vino la Metro, unde mereu te surprindem cu oferte ultra fresh. Până pe 10 mai ai dovlecei la prețul de 30 de lei și 89 bani kilogramul. Afine la prețul de 65 lei și 90 de bani cazerola de 250 grame și doradă regală calibru 300-400 la prețul de 169 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Publicitate la Zoom 2. Radio Zoom 2. Muzica 2000-х. Am revenit în studio. Știi, eu întotdeauna spun că producătorii locali trebuie să susținuți. Am întotdeauna spui asta, mulțumesc. Da, și eu am văzut că ne-ai adus ceva. Da, m-a adus un cadou. Chiar uite, mie foarte mult îmi plac cadourile. Hai să vedem ce ne-ai adus acolo. Eu am adus... granola. Batonașe. Noi avem, da, asta e batonașele. Batonașele o să ajungă mai târziu. Îmi place foarte mult ideea de batonașe, apropo. Da, o să fie neapărat, vreau să fac, dar am nevoie pentru asta să iau un grant ca să ne aprovizionăm cu utilajele necesare, pentru că manual... Pentru batonașe? Da, manual, okay, este foarte super complicat. Tare. Super tare. Așa. Tiana, ție de care îți place? Cu sare, cu cocos, cu ciocolată sau clasic? Da? Ok. Atunci eu o să-mi iau pe asta cu ciocolată. Lu Nicoleta o să duc asta cu cocos, că mereu rom să iei ceva cu cocos. Tiana, asta clasică. Și să primești că asta cu sare tot mie. Și asta mie, și asta mie, și asta mie. Îți mulțumesc foarte mult, este un gest foarte fain. Mersi. Foarte plăcut, mai ales că chiar sunt adeptul mâncării sănătoase. Hello, hello. Uite, îmi place foarte mult ceea ce discutăm noi astăzi aici de altfel, deoarece îmi plac oamenii care se dezvoltă continuu, știi, și oamenii care cumva, eu văd că tu afacerea pe care tu o faci cumva conștient, da, fiecare pas, tu îl cântărești, îl conștientizezi, îl treci prin anumite procese decizionale, cântărești deciziile. Ori asta foarte mult îmi rezonează și mie, fiindcă noi toți la început am făcut gafe multe și eu am făcut inclusiv gafe monumentale și am avut și investiții de jumătate de milion de euro care le-am pierdut din simplu motiv că am ieșit pe o piață nouă total nepregătit. Am subestimat competiția. Am pus prea mult încredere în consultanții care pe mine m-au consultat, știi? Și asta vreau să zic, apropo, este un lucru extrem, extrem, extrem de important ce vreau să spun acum, de ce, dragii mei, cei care ne ascultați acum, ciuriți urechile. Atunci când tu îți alegi un consultant, fii sigur că acest consultant care te consultă pe tine a construit ceva. Nu este doar un consultant trăinuit care doar consultă toată viața lui dintr-o anumită curiculă din anumite cursuri, ci ia-ți un consultant sau un mentor de afaceri care are capacitatea chiar să-ți dea, să-ți construiască un roadmap cum să-ți construiești afacerea prin experiență proprie. Asta este diferența dintre un mentor de afaceri și un trainer, fiindcă un trainer nu are dreptul nici moral, nici de oricare să se numească mentor de afaceri, fiindcă mentor de afaceri este cel care are o proprie experiență de construire și gestionare a afacerilor, atenție, de succes. Clar, toți antreprenorii au și succes și în succes. Este firesc, ori anumite
din, ce obțin eu din insucces, am învățat cel mai mult, am avut cel mai mult de învățat. Iar trainerul este perfect valabil, consultantul este perfect valabil, doar că în marea majoritate a cazurilor, trainerii și consultanții sunt experți trainuiți, școliți, însă ei nu au construit nimic. De aceea este foarte important în procesul de validare a persoanei pe care tu o întrebi cum să-ți construiești afacerea, da, să înțelegi dacă el are un background personal sau are doar o curriculum în spate unde ei sunt învățați ce să răspundă, fiindcă eu știu cazuri când oamenii dau întrebări unui trainer și el, neavând background, el nu știe să răspundă la anumite întrebări. Și asta o simți deodată, cred că, nu? O simți deodată. Da. Asta poți depista, deci chiar sunt tineri care, care îi zicem acum, de exemplu, că dă întrebări și vezi dacă are background-ul ăsta în spate, oameni bune, asta se simte, că dacă încearcă să-ți pună apă sau că nu are experiența asta, asta se simte instant. Și tendința asta de a face bani pe videourile din YouTube, fiindcă, spuneam mai devreme, eu nu știu niciun om de succes care și-a crescut afacerea pe videouri din YouTube. Oricum trebuie să cumperi anumite cursuri, fiindcă ceea ce este în interior niciodată nu o să fie dat gratuit. Da, poate să fie un webinar de încălzire, poate să-ți fie deschise anumite, fiindcă de obicei știi cum se spune, în webinar trebuie să spui ce ai de făcut, dar vrei să afli cum? Cumpără. Și atunci ce se întâmplă? Am avut situații când oamenii se adresau la mine, dați-vă o întrebare scurtă în direct, în Instagram, întrebare scurtă. Eu zic, eu nu ofer consultații gratuite, fiindcă tu doar ai un beneficiu, trebuie să fie acest schimb fair, da, schimb corect dintre noi. Tu primești un beneficiu, dar care este beneficiul meu? Nu, domn Sergiu, două secunde. Zic, ok, hai să vedem cele două secunde. Eu vreau să deschid o afacere, am 50.000 de euro buget, da, și iată, am venit, de exemplu, din afară, am lucrat ultimii 10 ani în străinătate și vreau acasă să vin să deschid o prăvălie. Așa. Zic, ok, ai experiență, ai asta, știi cum să o faci, care este domeniul tău de expertiză, ce știi tu din domeniul ăsta? Nimic. Și zic, ok, în cazul ăsta vină la mine la o consultație plătită, unde noi diagnosticăm în primul rând nișa pe care tu vrei să o alegi, să o validăm. După care, pardon, noi facem roadmap-ul, planul de acțiuni, cum să intri în această nișă, cum să o testezi, cum să faci primii bani. Ei, nu, domn Sergiu, eu nu sunt gata să plătesc. 50.000 de euro are în buzunar. Și nu vrea să plătească 250 de euro din ei ca să facă totul corect din start. Și ce tu crezi? Peste un an mă sună, o pierdut toți banii. Toți banii, da. Zic, păi, era chiar atâta. Cumva. Chiar cum, fiindcă faptul că tu ai făcut, este una să câștigi 50.000 de euro să-i aduni în 10 ani, făcând zidărit în străinătate, ceea ce este... respect foarte mult oamenii care muncesc. În general, mi-mi plac oamenii care muncesc. Muncești cinstit. Exact. Și, dar este cu totul altceva să faci 50.000 de euro dintr-o afacere unde tu poți să o faci într-o lună de zile în funcție de nișă și de afacere pe care tu construiești, de amploarea, la un moment dat, firesc, nu din start. De ce să nu faci o investiție mică de la început ca să-ți securizezi investiția mare? Și de foarte multe ori aud chestia asta, inclusiv la oameni care vin, inclusiv asta cu jumătate de milion de euro, nu au vrut să cumpere o consultație plătită. Și cum crezi, oamenii ăștia o să aibă în viața asta vreodată succes în vreo afacere? Eu nu am întâlnit. Știi, fiindcă de multe ori, hai că mai bine fac singur. Ceea ce pe mine mă surprinde de fiecare dată este că când noi avem o problemă de sănătate, noi mergem la medic, nu ne tratăm singuri. Când mașina noastră are probleme tehnice, noi mergem la expertul la service auto, corect? Dacă la noi se rupe un pantof, noi mergem la specialistul în pantofi. Însă de fiecare dată când se ajunge la business, mai bine fac singur. Adică tu știi mai bine decât alții cum să o facă. Eu știu mai bine cum să fac, lasă-mă, eu știu. Categoric, eu am auzit, categoric, știi? Cel mai periculos cuvânt în viața asta este eu știu tot. Da. De obicei cei care spun că știu, de obicei nu știu nimic. Din experiența mea. Dragii noștri, astăzi am avut-o pe Victoria /Granolea/Gulpe în studioul nostru. Îți mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cadouri pe care ni le-ai adus astăzi.
Morala emisiunii noastre de azi este că trebuie să învățăm și ne dezvoltăm constant și atunci când faci totul corect de la bun început, accesând oamenii necesari pentru a te sfătui, a cere recomandări, atunci tu vei câștiga foarte mult timp și vei fi ferit de pierderi mari și foarte mari. Și pe ultima sută de metri, dragilor, consultați-vă cu cei care au ceea ce voi vă doriți să aveți. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, dragilor noștri ascultători, Victoria, Tiana, să mulțumesc foarte frumos, mersi. Nicoleta, care face acolo stories-uri. Vreau să vă urez un weekend frumos și pe vinerea ce urmează. Pa, pa! Bine ai venit la Despre Afaceri cu Sergiu Diaconu, emisiunea care îți dezvăluie secretele succesului în lumea afacerilor. Banii mari se fac simplu, banii mici se fac greu. Fii cu noi în fiecare vineri, de la ora 17, numai la Radio Zoom 2. Ascultă-ne și află cum să-ți duci afacerea la nivelul următor. Când tu deja ai văzut că tu poți să faci ceva bine, multiplică ceea ce tu deja știi să faci bine. Atât de simplu. Hai să facem afaceri împreună.